A profesorilor dă peste cap înscrierile pentru bacalaureat în mai multe școli din România. Elevii nu-și pot confirma participarea la examenul maturității pentru că niciun cadru didactic nu lucrează în prima zi din calendarul înscrierilor, care în teorie se desfășoară până la data de 7 iunie. De altfel, sindicaliștii din educație avertizează că dacă executivul nu le va asculta revendicările, atunci examenele de final de an vor fi amânate. Deja evaluarea națională a elevilor de clasa 6 a fost amânată pentru a doua oară și ar urma să aibă loc pe 12, respectiv 13 iunie, iar negocierile de astăzi dintre sindicaliști și miniștrii educației și muncii au eșuat. Greva continuă în școli și mergem la corespondentul nostru, Cătălina Mănoiu, cea care a urmărit noile negocieri. Cătălina, niciun rezultat, greva continuă în școli, spune. Bun găsit, da, continuă această grevă, au ieșit de la negocieri cu puțin timp în urmă, s-ar fi ajuns la o soluție de compromis, sindicatele au cerut să fie modificată legea salarizării și fiecare salariu pe care îl primește un profesor să fie raportat nu la salariul minim de 2500 de lei, ci la salariul minim pe care îl avem în prezent de 3000 de lei. Este o soluție negociată aici cu Marius Budăi și cu ministrul educației Ligia Deca. Această soluție găsită împreună va ajunge pe masa premierului și vor stabili liderii coaliției de guvernare dacă vor da curs acestei propuneri venite din partea sindicatelor. Spuneau sindicaliștii că asta ar însemna o majorare de aproximativ 20% și că vor ca această majorare să fie dată începând cu luna iunie. Sunt de asemenea discuții aici pentru că spuneau sindicaliștii până când nu vor avea o certitudine că se va întâmpla acest lucru, în continuare vor rămâne în grevă. Mâine avem un protest anunțat în învățământ, în continuare vor merge până la Palatul Cotroceni și acolo vor sindicaliștii din educație să fie primiți de președintele Klaus Iohannis. Nu au primit o confirmare cu privire la această întâlnire pe care vor să o aibă cu șeful statului și până atunci în această seară cei de la guvern, spune aici ministrul educației, vor face calcule pentru a vedea care este impactul bugetar pentru această nouă majorare cerută de sindicate. Că dacă s-ar decala probele de bacalaureat și n-aș primi diploma la termen, ar putea afecta plecatul meu în străinătate, în Canada, la University of British Columbia, ceea ce ar fi păcat pentru că este o oportunitate foarte mare pentru mine. Am intrat la facultate în Italia și îmi trebuie diploma de BAC să o depun până la sfârșitul lui iulie. Și asta mi-ar afecta admiterea pentru că nu cred că o să înțeleagă ei problemele din România. Aș vrea să dăm acum că dacă decalăm și așa nu mai suntem la fel de concentrați și am avut destul timp. Dacă lucrurile se duc în direcția continuării grevei și pare că în acea direcție se duc, încep lucrurile să devină cu adevărat grave. Chiar dacă suntem în grevă, am putea să ne pregătim singuri. Sigur că profesorul ar fi fost mult mai bine, dar asta este. Pe de altă parte, nu te temi că ați putea să nu dați bacalaureatul? Este o mică teamă. Având în vedere că liceul este, cadrele didactice sunt în grevă generală, nu va fi astăzi zi de înscriere. Sperăm să se rezolve într-un final, până la urmă, na, mă gândesc că și profesorii țin destul de mult și la noi, nu ne fac probleme, e tot în regulă, părerea mea. Cu siguranță și ei au nevoie de un salariu decent pentru un trai în România.